De ce atâta răutate, dezbinare, artiști împotriva artiștilor? Da. Mai ales în vremuri de astea, când artiștii trebuie să facă Front Comun. Și dacă mă întrebați pe mine, artiștii independenți sau artiști angajați la Teatru de Stat, ar fi trebuit din primăvară să se revolte și din mai, de fapt, să se revolte după cele două luni de carantină, să spună că vor să joace oh, și da, deschide categorii, teatrele. Categorii. Am spus de mai multe ori asta decât oricare alt actor sau regizor, din păcate. Și mai mult decât atât, în momentul în care s-au închis teatrele, după ce abia se deschiseseră, n-am auzit pe nimeni să spună, dar de ce faceți asta? Dar sunt mulți care nu vor să joace, să știți. Sunt mulți. Asta e o realitate dureroasă. Una este să fii preocupat de sănătatea ta, firesc. firesc. Păi nu vor să joace pentru că și au salariile. Vorbim de cei care sunt angajați la stat. Salariile și să știți că o vreme și, sau poate că mai e și nu, este și acum acea, nu indemnizație, cum se spune, acel ajutor de uh, șomaj în care vă spun cu toată sinceritatea și nu vreau să fiu blamat, dar cunosc situații, sunt mulți artiști independenți care nu câștigau înainte atâta uh -huh. cât e această indemnizație ne, mică. Bine că dar e o chestie o, de supraviețuire o, pentru ei. O e, secundă chiar... vreau da. să vă spun ceva. Da. Știți ce nu se... Pentru că întotdeauna lucrurile sunt luate așa de avaloma. Adică știți ce nu se spune? Trebuie să spunem tineri artiști valoroși. Pentru că și eu cu dumneavoastră, cu domnii care suntem aici în studio, am putea să facem un tablou vivant, nu? cu o tamburinetă și ieșim afară și suntem artiști independenți. Nu trebuie să fim certificați de uh, ceva. Umblă mit, multe mituri pe baza da. unei situații reale că artiștii trebuie ajutați. Uh, foarte multe mituri. Așa se face în Berlin. Așa se face în uh, uh, Viena. Ori nu e adevărat. De exemplu, la Berlin, artiștii independenți sunt măsurați conform unui nu știu ce e acolo, adică se măsoară impactul.